Lucian Iliescu a relatat despre discuțiile care au avut loc și cu conducerea centrală a PNL despre revenirea sa în acest partid. Și cu acea ocazie, a spus senatorul Iliescu, s-a stabilit că vor fi susținuți necondiționat cei doi candidați ai PNL, Giurgiu, Florian Nicolae și Dumitru Beanu. S-a discutat foarte clar, efectiv, aceste două persoane vor candida și pentru aceste două persoane ne vom organiza să putem să câștigăm, să recâștigăm din nou Giurgiu. Sigur, ce-am spus până aici sunt lucruri de, așa, de discuție, dar faptele trebuie să demonstreze că n-am plecat la un hazard, n-am plecat la un lucru neanalizat și trebuie să demonstrăm că vom reuși să avem la Giurgiu din nou un primar al Giurgiului și un președinte al Consiliului Județean. Lucian Iliescu s-a arătat nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat în Giurgiu în ultimii aproape 4 ani și de situația în care a ajuns municipiul. Acum la electorat trebuie să avem putere să încercăm să schimbăm asemenea persoane, asemenea oameni, ca să dăm și noi posibilitatea celor tineri și celor care își fac un viitor sau încearcă să facă un viitor, în așa fel să poată să se beneficieze de acest lucru. Eu ați văzut, cel puțin, am discutat prea puțin despre ce s-a întâmplat în Giurgiu și nici n-am să vorbesc prea mult, pentru că n-are rost. Voi știți foarte bine ce, în Giurgiu, ce s-a făcut în Giurgiu, cum s-a continuat Giurgiu. Din contră, am schimbat gărdulețul ăla și l-am pus altul, dar l-am pus eu și nu mai îl văd pe al lui Iliescu. Sau nu mai pun eu pe Mihai Viteazul unde a vrut Iliescu, o pun mai încolo. Deci ce drept o fi având acest om care a făcut și a gândit așa ceva? Trebuie să fie întrebat. Senatorul Lucian Iliescu a semnat adeziunea la PNL chiar la finalul conferinței de presă, care a avut loc în urmă cu 2 zile. El a menționat de asemenea faptul că nu va candida la alegerile locale din acest an.